Suntem în sezonul dovleceilor, legumelor, verdețurilor proaspete, așa că este timpul să profităm de ele. Vă recunosc că nu sunt mare fan dovlecei, mai ales că mi se pare că nu au cine știe ce gust. Dar, de când am descoperit această rețetă de spaghete din dovlecel, părerea mea s-a schimbat radical, la 180 de grade. Secretul constă în dressingul folosit pentru învelirea spaghetelor din dovlecel. Bineînțeles că puteți folosi dressingul și la o porție de spaghete tradiționale, dar chiar vă îndemn să încercați această rețetă cu dovlecel, pentru că este mult mai sănătoasă, mai ușor digerabilă și necesită puțin timp de preparare. Ingredientele sunt caju, pe care îl vom hidrata în prealabil timp de 3-4 ore. Dacă uitați să-l hidratați, puteți accelera procesul ținând cajuul în apă caldă spre fierbinte timp de 30 de minute. O mână generoasă de busuioc proaspăt, zeama de la jumătate de lămâie, vom mai avea nevoie de sare și piper, usturoi și, opțional, fulgi de drojdie inactivi. Introducem toate ingredientele într-un blender, adăugăm un strop de apă și vrum până ce totul se omogenizează într-o pastă cremoasă verzulie. Pentru crearea spaghetelor din dovlecel, eu am folosit un spiralizator. Dacă nu dețineți unul, nu-i bai. Puteți folosi o mandolină sau cuțitul pentru a tăia în fușiuțe subțiri dovlecelul. Vom amesteca cremosul și deliciosul sos cu spaghetele noastre. Amestecăm. Și amestecăm. Și mai amestecăm puțin, până când toate aromele se încorporează bine. Acum, nu ne rămâne decât să savurăm delicioasele spagheti din dovlecel. Dacă ți-a plăcut rețeta mea, te rog să lași un coment în secțiunea de mai jos, share-uind părerea ta alături de comunitatea Dolce Far Verde. Dacă ești pasionată de rețete sănătoase și vrei să fii la curent cu secretele bucătăriei și alimentației echilibrate, atunci te invit să dai click pe subscribe și pe clopoțelul de lângă pentru a primi notificări de la mine.